Primarul Comunei Malovăț, la cererea oamenilor aflați într-o situație dificilă, a cerut ajutorul autorităților pentru alimentarea cu apă a satelor Bârda și Bobaița. În perioada sezonului cald, 3-4 luni pe an, atunci când consumul de apă crește, sistemul de alimentare nu face față. Astfel, primarul comunei Malovăț realizează acțiuni în colaborare cu ISU Mehedinți pentru a ajuta locuitorii din comunele Bârda și Bobaița, la care nu ajunge apa. Localnicii se află într-o situație disperată în această perioadă, iar vremea nu favorizează deloc situația. Zilele de caniculă și secetă le dau bătăi de cap sătenilor. Aici oamenii nu înțeleg cum stă situația cu apa, că trebuie să prindem cu toții. Cei care prind apa acolo la ei acasă dau drumul, udă grădinile, mai nou alții udă bunarele. Și bineînțeles că la noi aici nu ajunge nici măcar să picure. Robineții sunt uscați de o lună de zile, de când s-au oprit ploile. Dacă plouă și nu udă nimeni, ajunge și la noi. Dar în momentul în care nu plouă și așita asta care este canicul așa, la noi o uscătură. Mai de aceea ți-a ajuns în această situație. Da, da, mulțumim domnului primar că s-a gândit și la noi. Primarul comunei promite o nouă redimensionare a conductelor de alimentare cu apă, un proiect care va rezolva problemele cetățenilor din satele afectate. Momentan, aceste investiții sunt blocate de Guvernul României, iar finalizările întârzie să apară. Deși autoritățile locale au făcut toate demersurile pentru a rezolva această problemă, răspunsul celor care conduc în acest moment Guvernul României se lasă așteptat. Vine venit de apă, dacă n-ar fi bine venit, nu ne-am bucurat, de când nu așteptăm să vină. Să vină și la port, să ne aducă. Păi zău, noi îi mulțumim la, și la primărie și la pompieri ăștia când ne aduce. Ne scapă de o... Păi da. Nu mai fi apă acolo, nu știu ce să vă zic. De ce nu avem, iată de o lună de zile noi pe aici nu avem apă. Vă bucură acțiunea realizată de primărie în colaborare cu pompierii? Cu da, ne bucură că veniră, că noi am cărat apă de jos, de la un bunar care ia o jumătate de sat de acolo. La solicitarea cetățenilor din satul Bobaița, am sunat la șeful ISU, și am discutat cu domnul colonel Gogâltan, am vorbit cu domnul președinte Aladin Georgescu și i-am rugat să găsim o soluție pentru a ajuta oamenii din satul Bobaița. Din păcate, datorită acestei secete, sistemul de alimentare cu apă care este în satul Bobaița Bârda nu face față consumului. Dăm o dată la două zile, o dată Bârda, o dată Bobaița, iar și atunci când dăm, apa ajunge decât la jumătate din sat. Satele fiind îmbătrânite, oamenii nu pot merge la fântâni sau dacă ajung la fântâni, acestea au secat sau au apă foarte puțină și stau la rând. Am încercat să facem acest lucru și am găsit deschidere și la domnul comandant și la domnul președinte și iată că suntem în satul Bobaița și ajutăm cetățenii. Din păcate, sperăm că noi pentru satul Bârda și Bobaița avem un proiect depus pe CNI, un proiect prin care vrem să suplimentăm sursa de apă, să redimensionăm sistemul de alimentare cu apă pentru că a fost făcut subdimensionat, iar conductele fiind subțiri nu permit un volum mare de apă ca să ajungă 2 ore sau 3 ore la toți cetățenii să-și ia de băuș pentru animale. Sperăm și rugăm guvernul actual să nu țină cont de culoare politică și să fie sprijiniți pentru a preîntâmpina de acum înainte sau peste un an sau doi, dacă vom primi finanțare, aceste probleme privitoare la alimentare cu apă a cetățenilor din satele Bârda și Bobaița. Prin refacerea sistemului de alimentare cu apă, situația va fi rezolvată, iar oamenii nu vor mai avea de suferit. Din păcate, proiectele și demersurile făcute de primarul Michescu Ion și aparatul tehnic din cadrul primăriei Malovăț nu sunt susținute financiar de actuala coaliție de guvernare. Ne dorim ca factorii decizionali de la nivel central să nu mai fie impasibili la problemele cetățenilor din cele două sate și să aloce fondurile necesare redimensionării stației de alimentare cu apă de care ar trebui să beneficieze locuitorii din Bobaița și Bârda.